Începem, da? Procesul verbal de la ședința trecută îl vom avea, probabil că în ședința următoare vom se pune votului, pentru că nu există din motive obiective. Ședința are următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Argovei în luna august 2022. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în urma modificărilor legislative conform OUG 47/2022 pentru obiectivul de investiții, înființarea rețelei de apă uzată cu stație de epurare și modernizarea alimentării cu apă în Comuna Valea Argovei, județul Călăraș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Valea Argovei numărul 48 și aprobarea actului adițional numărul 7/6/2022 la contractul de lucrări proiectare și execuție numărul 274 din 30.08.2018. Numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UATE Comuna Valea Argovei și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Călăraș și în vederea prestării Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice. Și punctul 4, probleme diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Bun. La proiectul de rectificare de buget pentru că domnul contabil nu este astăzi, o să vă prezint eu. Se rectifică totuși și declaratul de aprobare. Se rectifică suma de 5.000 de lei avem pentru suplimentul de încălzire al locuinței. Iar apoi de la toate bunurile servicii avem suma de 97.000 de lei care se duc la 8.000 de lei învățământ pentru decontarea navetei cadrelor didactice, da? Unde a fost aprobată, și 64.000 de lei achiziționarea lemne de foc necesare unităților de învățământ. Și se mai rectifică cu 25.000 de lei la servicii religioase pentru reparea gardului civitului de la Valea Argovei și achiziționarea materialelor de construcție pentru parohia Siriștea. Am citit materialele și pe EMOL, știu despre ce e vorba. Aș avea un amendament înainte de a vota proiectul de hotărâre care prevede rectificarea. De la lemne, dacă se poate, că de-aia era bine să fie și domnul contabil, să luăm 10.000 de lei pentru materiale didactice, pentru proiectul cu materiale didactice. Dacă aveți alte... 10.000 de lei de la lemne, da. Pentru material didactice. Da. Dacă aveți amendamente sau observații? Păi o să supunem la vot... Supunem amendamentul. Amendamentul și prietesc. Păi amendamentul ăsta propus nu afectează... Da, trebuie să vă luăm întreaga calitate de lemne o să vă... solicitată de către... școală. O să vă spun și de ce nu afectează. Și eu propun să nu scădem, dacă găsim o altă sursă, să căutăm altă sursă, adică nu de la lemn. Haideți să vă explic de ce nu afectează. Ce lemne avem, ce stoc de lemne avem la ora actuală? Cu aproximație, nu trebuie să la virgulă. 28 de metri cubi. 28 de metri cubi. M-am uitat la achiziții și anul 2022, în luna a treia, s-au cumpărat lemne de 16.800 de lei, în luna a treia. Da? Cu 600 de lei metru cub, o medie, cam așa era atunci, înseamnă 28 de metri cubi. Păi ăștia sunt în stoc. Ăștia sunt în stoc. În luna a cincea, s-au cumpărat de 34.800. Adică, la prețul de 650 de lei, că s-a mai mărit prețul, da? Undeva la 53 de metri. 53. Da, ăștia sunt în stocul primăriei. Și unde îi depozităm? 53 de metri? Da. Păi faceți no, următoarea. Cum? Nu. E undeva o greșeală. Păi 6 ori 5, 30. Păi noi am luat deci, 28 de metri. Am luat în... Sunt pe achiziții, domn primar. Dacă ultima achiziție. Ultima, luna 5-a, deci nu s-au ars. Astea, ultimele sunt în stoc. O parte am dat la școală și o altă parte sunt la primărie. O parte ne-am trimis către școală. Și unde se depozitează? 50 și... Nu știu exact câte. Nu pot să spun exact cât
simetricul. Da, ce s-a cumpărat ultima dată înseamnă că e în stoc. Da. Adică vreo 50 de metri. Și unde sunt depozitate ăștia? Din ăștia 50 de metri, da, sunt, puteți să mergeți să-i vedeți. O parte sunt în parte de acolo, o parte în magazia de aici de spate. Ca idee, așa, un tir să mai zic, noi ne temem să se scumpească lemnele sau că nu o să mai găsim. Noi de-aia vrem să luăm lemnea. Și noi avem așa o... Noi să consumăm în jur de 100 de metri, cu lejer șculele. Pă ce? Pă. Păi și avem 50 cu 30, aproape 80 de metri. Deci mai luăm încă 100 aproape, deci că e vreo 650 de lei metri. Și ați cerut 6400, nu? 64.000, pardon. Da. Păi nu, e vorba în jur de 100 de metri numai la școală, numai la școli. Și noi nu avem atâția metri cubi în stoc acum. Nu, avem teoretic minim, să zicem că aia din martie 30 de metri a mars. Mie îmi vine greu să cred că din martie cât am băgat la fotbal? Și mie vine să... Nu, adică luna martie, jumătatea lunii martie, dacă vreți vă spun exact, că au fost cumpărați la jumătatea lunii martie, da? Dar la jumătatea lunii martie, încă o lună de zile până la jumătatea lunii aprilie, să ardem 30 de metri, mie mi se pare mult, da? S-au ars. Dar restul, ăștia 50 și ceva, 50 și puțin, ar trebui să fie... Dar ultima achiziție de 50 nu sau cealaltă. Acum n-am actele în față, nu pot să spun care a fost ultima achiziție. Deci stocul e cel care e la ultima achiziție făcută. Clar. Vreau 50 de metri. Nu te contrazic, domnul consilier, că nu am față. Dacă eu știam de cei 28 de metri că sunt ultima achiziție. Așa am ținut eu. V-am zis, ultima achiziție a fost în luna 5. Vă spun exact data, dacă vreți, că am primul scrin. Da. Da? Ca idee, ca să înțelegeți volumul cât vă ocupă, un tir, cum are domnul Silviu, de exemplu, cu remorcă, se pune pe el undeva până în 25 de metri cub. Ca să vă imaginați cât de mare e grămadă aia, de 25 de metri. Da, de 50 de metri, două tiruri ar trebui. E necesar, din discuția purtată cu cei de la școală, să cumpărăm lemnul. Deci de aia e propunerea de suma asta. Deci eu vă propun să nu modificăm. De aia v-am propus. Și să găsim o altă sursă pentru propunerea domnului. Să vă spun și eu ceva. Să vă presupun. Eu sunt pentru propunerea domnului primar și argumentez de ce. Școlile au încălzire centrală, da? Da, aceste încălziri centrale cu lemn, încălzirea centrală cu lemn, dacă nu are lemn uscat, nu face randament. Dacă ai băgat lemn din ea, tu o să bași cu tirul. Nu poate să nimeni că facem stoc de lemn, dar să fie stoc păi, la lemn. Stocul de lemn de să... Asta un aramă. Să aibă timp să se usuce, nu? Încă un argument vă mai aduc. Se renovează școala. Și... O să se învețe în două schimburi. Automat consumul de lemne, domnul Doru, nu o să mai fie același. O să scadă, pentru că se face dimineața și se face și după amiaza. Se bagă mai puțin ca să ajungă la altă temperatură, că e deja o temperatură ok, adică e destul de cald, da? Iar a doua zi de dimineață, iar e mai cald. Adică o să scadă consumul. Ba, dar așa este. Lemnele, lemnele în niciun caz nu trebuie să tăiem din ele. Pentru că, vă spuneam la o... De ce propun asta? Pentru că lemne nu sunt pe piață. Am vorbit cu băiatul de la depozit de aici, o să fie greu de tot. Mai e un băiat în Sărulești, care e complicată situația. Am vorbit cu Marian Barbu de la Legliu, care se ocupă tot cu lemne. Dacă avem stoc și ne rămâne și pentru la anul, nu e deloc rău. Și dacă sunt depozitate ploaie, nu sunt, că n-avem loc în magazie, nu sunt... Nu sunt depozitate ploaie, domnul consilier, că avem destul spațiu. O să vezi că e... Am văzut în spate, am aflat că astăzi se descarcă două remorci, apropo, pe alea de unde le-ați luat. Și se bagă în... Da, am înțeles că dar alea două remorci, de unde le aduceți? Care le aducem, cumpărăm de aici încolo. Păi astăzi, nu vin astăzi, asta întrebam. Că așteaptă pe aici să descarce, am înțeles. Da? Domnul Moldovean! Da, un lemn care stă în ploaie nu înseamnă că stă în apă. Da, așa e, domnul Dor. Da, noi e deștept. Le mai taci din coloc când vorbești pe tot. Te rog frumos să vorbești civilizat. Nu, nu vrei? Probabil că o să răspunzi în funcție de reglament. Da, supunem la vot amendamentul. Cei care intră online, presupun că îi întrebați. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Împotrivă. Da.
Putem trece la punctul 2? Da. Mai citesc o dată, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici. În luna aprilie, odată cu apariția ordonanței 47, au fost reactualizate prețurile achizițiilor publice, conform unor formule stabilite prin lege. Nu a fost necesar decât încheierea unui act adițional în baza cererii constructorii și pe baza unor divize. A fost încheiat actul adițional în luna aprilie, acum pentru decontul tranșii, li se solicită și hotărârea de Consiliu de însușire. Nu scrie exclusiv în lege, dar faptul că le solicită cu locul atare, ați văzut devizele, pentru ce mai avem și de rest de executat, banii sunt toți de la minister. Deci mai durează mult până se finalizează? În octombrie ar trebui să încheiem lucrarea. Avem probleme, unele probleme cu INL-ul privind racordarea la curentul electric. V-am mai zis eu și cu o altă ocazie. Avizul inițial de racordare l-am primit aici la Cimitir, la transformatorul. Da, știu. Între timp, transformatorul respectiv a fost supra-solicitat cu alte rețele și noi trebuie să montăm contoarul ăsta, transformatorul nostru. Avem bani în proiect pentru lucrările prevăzute rezervă și avem banii. E un pic mai greu cu avizele la INL, nu știu de ce lucrează atât de greu. Plus de asta, la rețeaua pe care am făcut-o deja pentru alimentarea cu curent electric la stația de pompare de la marginea satului dinspre Lehliu, avem probleme că nu ne dă domnul, cum îl cheamă, de la Magnură. Da, mi-a spus că da. Și Enelul, onor Enelul, nu se duce să dea pe la distanță. Dar parcă ați luat de acolo, ați recuperat de acolo, că știu că... Da, am recuperat. Deci nu poate să recupereze transformatorul de acolo, deși proprietatea Enelului, că la un moment dat să intre pe proprietate. E bine, noastră zile de când ne chinuim cu el, ei aveau o groază de posibilități să-l dea listă. Dar nu a făcut decât câteva adrese lui la societate și societatea nici măcar n-a catadicit să le răspundă. Și cam atât a rămas în coadă de pește. Până la urmă, INL-ul trebuie să ne dea de undeva curent și cu asta. Da. Supunem la vot proiectul. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Voateva la Argovei și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân Călăraș. Aici a început să fie o problemă cu acești câini. Am convenit cu cei de la Consiliul Județean Călăraș, pentru că acest adăpost este sub tutela Consiliului Județean. Este să facem un protocol al lor sau contract au delegat atenție? Nu, e sub ea lor. Da. Și facem un contract cu dânsii. Bineînțeles că în contract o să fie stipulat un protocol de colaborare, de fapt, și apoi facem un contract cu costuri și cu toate celelalte. Păi am văzut în anexe. Ba da, dar în contract n-am făcut. Facem doar protocolul momentan și facem și contract la acțiune. Dar prețurile sunt cele care sunt facem în acțiune. Problema e că într-un fel sunt bucuros pentru că avem camerele de luat vedere și sper să terminăm cu cei care vin să arunce câinii pe la noi. Păi asta e ideea, inițial ar trebui să acționați cei care... Dumneavoastră știți foarte bine că orice, toți avem acasă un câine, doi sau chiar trei. Câinele meu stă în curte la mine, chiar dacă iese și el un pic pe la drum, trage acasă înapoi. Ăsta a dus de altul, săracul da, ideea e să sterilizăm câinii, inclusiv cei din gospodărie, și să informăm populația în acest sens. De ce? Ce zicea și noastră, câinele iese pe drum în momentul în care sunt perioadele se mulțesc, da? Atunci părăse. Și dacă nu sunt sterilizați, și cei din gospodării contribuie la înmulțirea lor. Cum adică să sterilizăm câinii ăla?
Nu că nu vrei. O să duce o muncă de lămurire și e normal că suntem în 2022 să sterilizezi câinele. Da, nu să facă pui și să-i lași pe drum. Asta păi e. Păi eu las câinele pe drum. E la aprecierea ta. Iubitorii ăștia de animale de la distanță. Este la aprecierea ta dacă ți-i sterilizezi sau nu. Mă informa. În păcate așa e, unii dintre cetățeni atrag ei acești câini. Nu-i bagă, bineînțeles, în curtea lor, dar îi lasă la porți să le păsească. Am avut, vorbeam mai de dimineață chiar cu doamna consilier, că trecea dimineața și o mâncau un câine. Ne-a înfinuit până la urmă, l-am prins că așa, cine le-i dădea să mănânce? Toți vecinii îi dădea să mănânce. Am luat căței și am pus-o la târlă, la un cioban. Cred că chiar la Nicu a pus căței. Am înțeles că a fost control de la DSV și poliție, la primărie, e adevărat? Da. Deci la un control de rutină la toate OAT-urile din județ. Cristi, te sun eu, nu pot să vorbesc acum, da? Da, deci e un control de rutină în tot județul pe tema câinilor vagabonzi. Da. Vorbeați, sau am vorbit cu toți aici în ședințele trecute de o nouă campanie de sterilizare gratuită, să luăm legătura cu un ONG sau cu mai multe ONG-uri care ne pot ajuta, eventual să participăm și noi cu ceva. Mai luați în considerare acest lucru? Sigur că da. Luăm în considerare acest lucru, numai că urmează să luăm legătura cu respectivii, pentru că în perioada de atunci nu puteam să le oferim un spațiu adecvat. Acum fi în vară, putem. Da, e mai simplu. Și așa cum zicea și domnul Doru, e vorba de ștacepul omului. Bineînțeles, dar trebuie să conștientizăm oamenii că e un lucru benefic, nu... Da, cine vrea ca asta, cine nu. Bineînțeles. Supun la vot proiectul? Da. 4 probleme diverse. Am primit pe legea fondului funciar, pe legea 18, o solicitare a domnului Constantin Ion, administratorul SECE-ului și ANA, pentru punerea în posesie a terenului aferent construcției din centru, magazin. Da? Bufet, așa este trebuit la noi. S-a modificat legea în acest sens, în sensul că s-a exclus o condiție să nu fie în domeniul public sau privat al localității. Însă, în același timp, având în vedere că această construcție se află, și terenul aferent se află în domeniul public și domeniul public este inalienabil, noi nu putem, cu la Comisia Locală, să hotărâm ceva ce nu avem la dispoziție. În acest sens... N-am înțeles cum a zis o secret. Deci, atâta timp cât este în domeniul public, Comisia Locală nu poate să nu are la dispoziție. Pentru punerea în aplicare a solicitării dumnealui prin Comisia Locală, este necesar ca acest imobil să fie trecut din domeniul public în domeniul privat. Noi o să-i facem un răspuns că la Comisia Locală nu s-a putut pentru că este în domeniul public și că se va supune analizei Consiliului Local. Consiliul Local este singurul care are atributul de a actualiza domeniul public. Nu trebuie să uităm amănuntul că acolo suntem coproprietari pe imobilul respectiv și că la ora asta încă nu știm decât în urma unui releveu făcut chiar de domnul Constantin, care ar fi proprietatea dânsului și care ar fi proprietatea Consiliului Local. Păi am înțeles că avem mai aceeași 4 metri pătrați. Suprafață nu știm exact care. Dacă e să mă iau după măsurătoarea domnului Constantin, noi suntem undeva în miezul lucrurilor, dar nu putem să intrăm nici măcar să ne folosim de el. Acum nu e o problemă, pentru că, după cum știți, suprafața de imobil e închiriată dumnealui pe o perioadă. Legea a fost modificată chiar pe 21 luna asta, luna trecută. Și s-a exclus amănuntul făcut cunoscut de domnul secretar. Așa. Noi trebuie să trecem în domeniul privat, însă, după cum am mai consultat și eu cu alte persoane ieri, ar fi trebuit să existe totuși niște norme metodologice pentru aplicarea articolului respectiv.
Ei, cineva mi-a zis clar, zice, dar trebuie să depună la Comisia Locală sau la Comisia Județeană? Pentru că în articolul respectiv zice clar că la Comisia Județeană. Filiera însă e așa cu ce domnul secretar, să depun cererile aici, iar noi le facem, le înaintăm către Comisia Județeană în proprietărie. Deci suntem coproprietari acolo, e un pic pe lângă articolul ăsta. Și având în vedere faptul că nu știm, nu suntem siguri cum trebuie să procedăm, eu propun amânarea acestei hotărâri de trecere a terenului respectiv în domeniul public în privat. Dar dacă legea spune asta clar că mie mi se pare, adică mi se pare că ne duceți toată situația asta în cârca Consiliului Local și nu prea cred că e competența noastră. E proprietatea... Păi e proprietatea, nu e proprietatea. Este bufetul domeniul public. Iar da. Legea spune destul de clar că... E proprietate, e proprietate UAT-ul. Înțelegeți? Terenul de sub clădire. Clădirea în sine nu. Tot terenul și o parte din clădire. E proprietatea 46 de metri sunt proprietatea... Sau cât sunt? Da. 64. Cei de sub clădire. 64. Acolo este o situație din diviziune, ca la un bloc. De cote părți. Avem doi proprietari la clădire, da? Comuna Valea Argovei și societatea respectivă. Și la fel ca și la un bloc, este pe cote părți, în funcție de suprafața pe care o are fiecare. Întrebarea e, trebuie să scoatem toată suprafața din domeniul public, să o trecem în privat? Sau numai cot la care suprafața în funcție de suprafața pe care o are imobilul respectiv? Deci sunt niște probleme pe care nu le cunoaștem. Clădirea s-a dat, eu asta știu. S-a dat pe jumătatea... Da, știu. Atâmbi jumătatea lui Ion. Eu cred că ar trebui să rezolvați cumva probleme, să răspundeți și domnului... Că am înțeles că domnul Ion a făcut... a solicitat un răspuns pe care nu l-ați dat în termen, ceva de genul. Cred că ar trebui să rezolvați cumva problemele, să veniți cu documente cât mai exacte, ca să știm și noi ce votăm aici. Nu să ne puneți că știți ce se întâmplă, acum vă puneți, sunt lucruri care sunt complicate și ni le puneți nouă, le dați în răspunderea Consiliului Local. Păi nu, dar în necunoștință de cauză. Trebuie să veniți cu lucruri cât mai concrete ca să știm ce votăm, pentru că reasumăm răspunderea, asta încerc să vă spun. Dumneavoastră, eu de vreo câteva luni de zile nu înțeleg clar care e treaba cu terenul aferent curții și care e treaba cu terenul aferent clădii. Deci sunt două chestii separate și nu e clarificată de nicio lege. Așa că noi ne pripim dacă facem. De exemplu, dacă e să luăm legea 112, în accepțiunea legii 112, dacă știți altceva, contraziceți-mă, vă rog, spune că terenul aferent clădirii este terenul ocupat de clădire și căile de acces în clădire. Atât. Deci, okay. Păi în opinia mea, noi ar trebui să-i dăm domnului Constantin decât terenul ocupat de clădirea lui și să-i dăm și alee, bineînțeles, omului să intre curte în casă. Eu cred că legea națională primează până la urmă una la mână și a doua la mână, v-am zis, clarificați și rezolvați problema. Că da, eu înțeleg că okay. Până la urmă, că dacă omul are dreptul, trebuie să-i dăm. Dar nu trebuie să... Dacă nu... Eu asta înțeleg, că trebuie să-i dau decât terenul de sub clădire, ocupat de clădire efectiv și să-i asigur care de acces în curte. În casă. Păi, în cazul ăsta să-i dăm domnului secretar un timp ca să se edifice în legătură cu calea cea mai bună de urmat, ca să rezolvăm și cu omul ăsta, până la urmă de mulți ani așa. De acord, sigur că da. Ideea e că nu trebuie să luăm hotărâri pripite, chiar dacă uneori el are căi de atac până la urmă, prin instanță, noi trebuie să ținem și noi de toate terenurile și toate astea care sunt ale OAT-ului. Și să nu le dăm chiar așa cu una, cu două. Corect. Mai sunt și alte terenuri care... Sigur că da. Ale de ce n-am... Eu aș fi fost într-un fel, sau sunt sigur că și dumneavoastră, dacă îl plătea cumva. Cum să-i... Dacă aveam 5 hectare acolo, ce făceam? Îi dădeam 5 hectare cu domnul Constantin? Că aici dacă problema, are exact... dreptul, normal că îi dădeam, că nu facem noi legea. Legea trebuie respectată, noi o respectăm, o aplicăm. De acord cu dumneavoastră că legea o aplicăm, da. Deci așa
să nu ne gândim dacă e în regulă sau dacă avem sau nu norme metodologice, cum ziceam mai devreme, pentru acest articol. Domnul secretar, am purtat discuție cu el și știu părerea dânsului legat de treaba asta, că, domnule, trebuie să facem cote părți. Facem și cote părți, dacă așa zice norma metodologică. Asta nu mai costă mult, că am înțeles. Cum? Dacă tot facem cote părți și măsurăm, ce chiar, poate măsurăm tot ce trebuie, tot ce avem de măsurat pe comun. Deci, în prima fază, ca să putem să facem punerea în posesie, trebuie să scos din domeniul public. O actualizare a domeniului public, chiar și parțială, presupune documentație cadastrală. Da? Deci documentația cadastrală e în situația juridică de fapt acum, da? Inclusiv pe cote părți. Când nu va fi determinată fizic, de aici până aici este a mea, de aici până aici este a ta și este în indiviziune, da? Ea trebuie scoasă din domeniul public. Comisia locală nu poate să lucreze fără domeniul public. Deci aici a fost solicitarea de a preveni un accept de principiu pentru a începe documentația. N-am venit în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre pentru că termenul a fost foarte scurt și... Dar primul lucru trebuie scos din domeniul public ca să putem să trecem în privat, să-l punem la dispoziția Comisiei locale. Dar nu putem lua legătura cu un domn de la cadastru să ne urmărească care eu nu până partea, la aparține de primărie? Care deci noi o să luăm legătura fix cu cei din Comisia Județeană de Împroprietărire. Avem o problemă destul de gravă, inclusiv cu Comisia Locală de Împroprietărire. Noi Comisia Locală de Împroprietărire o avem aproape inexistentă, pentru că în asta nu o modifică legiuitorul. Nu, păi dar nu are treabă să o modifice. În sensul că dom'le, păi la până ai un rat în comisie, l-am pe așa, eu trebuie să fac o adunare generală cu toți cetățenii din comună care nu mai au niciun interes să-și rezolve probleme, că de atâția ani, de 30 de ani, problemele majorității populației sunt rezolvate, mai sunt câteva probleme de rezolvat și asta însemna, deci, o adunare generală cu toată lumea din comuna asta și un procent din cei prezenți la ședință să aleagă comisie. Deci încă o problemă pe care o avem și e destul de gravă. Deci eu mai am până Florea Lungu, care până la urmă e lucit de așa, ne-a Ion Racu, săracul, nu mai poate, doamna Rosica, care să zicem că ar veni. Ce vârstă au? Bine, până la urmă cu știu, dar... Și am 80 și ceva de ani. 85, 86. 89. Știi că de la o vârstă trebuie să ne deplasăm cu ei la comisii ca să aibă bătaia mama acasă. Și vârsta e un avantaj, dar de cum voi să ridicați așa. Ce ne propuneți vis-a-vis? Propun să amânăm trecerea din domeniul public în privat. Dacă sunteți de acord cu propunerea mea, bine, dacă nu faceți cum știți, oricum comisia locală nu poate lucra, ca să vă spun de acord. Până la urmă trebuie să fim lămuriți. Păi comisia locală nu poate, dar... Să atunci ce cine mai întrebați pe noi, dacă nu local. Nu înțeleg. A spus domnul secretar ce vă întreb. Da, am înțeles în mare. Și... Da. Supun la vot propunerea domnului primar. Mă abțin. Eu vă cer permisiune. Cu mențiunea, bineînțeles, ca domnul secretar, bineînțeles că împreună cu mine, să ne documentăm în legătura cu Comisia Județeană de Împroprietărire, cu prefectul, cu toți așa, și să ne dea niște relații. Ei sunt juriști, domnul secretar al meu e secretar general, nu e altceva. Eu sunt primar și nu sunt altceva, nu trebuie să-ți consilier. Cred că ar fi bine să răspundem în termenele prevăzute de lege la cererile pe care le-a făcut și cam mai sunt și altele care eu așa vă spun și așa mai departe. Domnul președinte, vă cer sigur că da, puteți, domn profesor. Că mai aveți ceva de zis la diverse? Mai are ceva? Termenele limite, dacă e să ajungi la pe la comisarie. La diverse așa avea eu, domn profesor, o secundică v-aș spune. Deci domnul Doru a venit, de fapt ne-am întâlnit inopinat într-o zi. La legume primar, și am venit sau în afara ședinței. La probleme diverse puteți. La diverse, rămâne. Și a venit cu o propunere care eu cred că ne-ar onora dacă am pune-o în valoare. Avem câțiva tineri în localitate sportiv, de unii recunosc spre
jena mea, că chiar n-am știut că sunt campioni naționali pe la karate, pe la nu știu ce. Și sunt, în câte zice dumnealui, vreo 5-6. Și propunerea vine, bineînțeles, de la dânsul, eu o susțin, dacă e cazul și țineți cont de propunerea mea, să-i facem cetățeni de onoare acestei comunități. Nu, mai lucrăm, adică nu din prima cetățenie, oamenii sunt minori. Noi, chiar dar să avem în lucrul și domnul secretar. Pentru că mă gândesc că acum îi dai o diplomă, dar pe lângă o diplomă, dacă avem voie să-i dăm și un premiu pe care îl constituim din donații, din exact. La bugetul local, din, de unde vă au putere. Sunt perfect de acord. Și adică eu am vrut să auziți și noastră, că noastră sunteți sportiv. Mă bucur că sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, domn primar. Există mai pică, domnul secretar. Da, vreau să vă spun. Prima dată trebuie să facem un regulament pentru acordarea acestei distinții. Exact. Da, există legislație. Și, într-adevăr, acum am înregistrat proiect de hotărâre de către domnul Cavoran Lucian, care încă nu a intrat cu ordinea de tot din cauze bugetare, privind aprobarea unui regulament de premierea a elevilor care obțin rezultate sportive. Probabil că a fost făcut atunci când am propus să-l pe băiatul care e boxior. E ceva mai bine. Nu mai contează, ideea da, e că, mă bucur că cu toții, până la urmă, ăștia sunt fii satului nostru sau comunei noastre, cu care trebuie să ne mândrim și noi și să fim onorați că avem asemenea copii pe trebuie. Mi-ar plăcea să avem și de aia care câștigă concursuri la matematică, la limba și literatura română. La... Poate dacă sunt stimulați. Da. Declar ședința închisă.